Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre Gabor Mate și despre mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Aceasta este cartea recent lansată. Și de ce vorbim despre acest subiect și despre acest autor? Pentru că, iată, este pe val. Cred că pe buzele tuturor psihologilor și psihoterapeuților zilele acestea, sau mai degrabă spus săptămânile acestea, de câteva săptămâni bune încoace, Gabor Mate este pe buzele lor. Gabor Mate, cu această minunată carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald, Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o cultură toxică. Și astăzi am imensă, aș putea spune, bucurie și onoare deopotrivă de a-l avea ca invitat pe domnul doctor Gabriel Cicu, psihoterapeut, medic, psihiatru, psihoterapeut, psihanalist, specialist în adicții, în comportamente adictive, în dependențe și aș putea spune unul dintre puținii români care au reușit să îi ia, în baza unei frumoase relații de prietenie, să ia interviul lui Gabor Mate, vorbind despre experiența pe care a avut-o împreună în Amazon, cu șamanii din Amazon. Domnule profesor Gabriel Cicu, iată o carte mult așteptată. Cum ați simțit această carte a lui Gabor Mate? Și mai ales aș vrea să abordăm subiectul acesta al dependențelor, al adicțiilor, al comportamentelor adictive, unde aveți, bineînțeles, partea aceasta de experiență și de expertiză, pentru că este un subiect pe care Gabor Mate l-a reluat în precedenta sa carte, să spunem, publicată tot la editura Herald în colecția Psihoterapia. Este vorba despre cartea despre dependențe, pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței. Care este legătura sau relația, eu l-aș numi un cerc vicios și sinuos în același timp, când vorbim, și vorbește și Gabor Mate, despre traumele din copilărie, dependențe, pentru că, așa cum spune Gabor Mate, în spatele unei dependențe nu se ascunde o nevinovată plăcere, da? Ci este vorba de acel gol, de acel vid care ne face să devenim dependenți de substanțe, dependenți poate de alcool sau de tutun, sau dependenți de alte lucruri care, chiar dacă nu ne afectează integritatea fizică și sănătatea, totuși ne afectează relațiile cu cei din jur, așa cum le numește el, dependențe benigne. Jocurile de noroc, jocurile video, nu știu, pornografia, shoppingul excesiv și multe, multe alte lucruri. Vă rog. Telefonul, internetul. Ziua bună! Mulțumesc mult pentru invitație. Este cumva o mare bucurie să vorbesc despre Gabor. După cum spuneați, un amic bun și foarte prețuit al meu. În același timp e o misiune foarte grea, pentru că această carte a lui Gabor este cumva încununarea, așa o simt eu, încununarea carierei sale și e așa ca un compendium a gândirii sale, ceea ce face pentru mine misiunea foarte grea să încerc să-l descifrez sau să spun ce spune el, că o spune atât de bine. Dar, într-adevăr, Gabor Mate aduce în lumea dependențelor o abordare, cum să spun, fundamental diferită de ceea ce se întâmplă s-a întâmplat în ultimii 50 de ani în această zonă. Aș numi așa generic o abordare foarte umanistă. Cred că valoarea lui și valoarea ceea ce spune el vine în primul rând din experiența sa personală. A lucrat peste 20 de ani într-una din zonele cele mai afectate de dependențe ale Americii de Nord, în Canada, în Vancouver. Și descrie el foarte frumos în carte cum acea zonă de unde a lucrat el este
să spun eu, cel mai cald și mai fierbinte, cea mai fierbinte zonă din zona asta de afectare a populației cu de această, să zic, tulburare care este dependență. Adică nu este ceva care el a gândit într-un laborator sau nu este ceva ce el a gândit într-o bibliotecă. Este ceva ce a experimentat și a trăit zi de zi cu pacienții dependenți. Spune el în carte foarte frumos dacă succesul unui medic este câți pacienții trăiesc, înseamnă că eu ar trebui să fiu un eșec. Pentru că lui au murit foarte mulți pacienți tineri de hepatită, de supradoză, de HIV. Adică are o forță și mesajul lui, cred că de aici vine forța mesajului său, din faptul că vine din experiența personală. El a trăit alături de acești oameni, a fost cumva, vine să zic ca noi toți care ne ocupăm de adicții, am fost cumva învățați să abordăm această patologie într-o formă, ca să o spun direct, greșită, în sensul că, pe de-o parte, și asta descrie el foarte valoros în carte, pe de-o parte, abordarea clasică sau cea populară este a dependenței este a unei alegeri greșite, nu? Că omul face o alegere greșită și asta este fals. Și a doua lucru fals pe care el îl subliniază este faptul că abordarea dependenței ca boală. Da, aceste două paradigme sunt foarte greșite și au condus către politici de asistență, către metode de intervenții care cumva nu și-au n-au fost eficiente. Abordarea asta pe modelul alegerii greșite, pe învinovățire sau abordarea de tip boală în care urmează o vindecare super medicalizată, bazată pe receptori și cam atât. Nu? Și el cumva aduce această fundamentală privire diferită în sensul că oamenii care suferă de dependență sunt oameni care suferă. Ceea ce numește el trauma. Adică acolo există o suferință puternică. Cum putem face legătura între, hai să-i spunem, faptul că persoanele dependente poartă, să zicem, și mai ales când vorbim despre dependențele maligne, cum le clasifică Gabor Mate, poartă așa un soi de stigmat. La un moment dat, parcă ei dezvoltă niște sentimente de vinovăție, cum ați spus, dar și de rușine. Mi-e rușine că sunt dependent. Nu vreau să afle lumea, prietenii, că eu nu mă pot, nu știu, abține să consum alcool sau să fumez sau, în cazuri mai grele, mai dificile, să consum substanțe. Și apare cu siguranță acest sentiment de rușine și mă gândesc ce ar trebui făcut în acest sens. Pentru că, pe de o parte, și uite, vorbim toxicitățile culturii noastre, pentru că, până la urmă, cartea se numește Mitul Normalității și Gabor Mate încearcă să demitizeze, să demonteze acest mit al unei așa zise sau al unei așa false normalități, pentru că vorbim despre o normalitate neautentică sau care nu este în acord cu propriile noastre valori. Și atunci ce ar trebui făcut când ne gândim că societatea, prin centre de reabilitare sau de reintegrare socială sau de vindecare, ceea ce face și Gabor Mate, da? Încearcă pe cât posibil să vină, să spunem, cu niște soluții pentru persoanele dependente care se află în aceste centre, dar exact cum face și medicina clasică, umblă doar la vârful icebergului, exact, umblă doar simptom. Da, la simptome, la efecte, posibil să le rezolve pentru o perioadă scurtă, determinată de timp, îl reintroduce pe dependent în circuitul social, îl reintegrează, să spunem, în comunitate, dar el de fapt nu este vindecat.
și afli după o perioadă de timp, nu știu, câteva luni, cum, ce a pățit, nu știu, a murit sau a luat o doză, o supradoză. Păi cum, că era pe un drum bun, dar uite cu tare, da, pe drumul vindecării și așa mai departe. Dar el, de fapt, nefiind vindecată trauma, așa cum spune Gabor Mate, mergând la cauze, era vindecată erau vindecate doar simptomele, efectele, cum a spus dumneavoastră. Și Ceea ce se aflăm lucruri. numește în termen, Da. ceea ce se numește în termeni tehnici recădere. Exact, Da? recădere. Pacientul ajunge să recadă, chiar dacă reușește, cum ați spus, să obțină o perioadă scurtă sau mai lungă abstinența, la un moment dat recade. Tocmai din faptul că dedesubtul icebergului este încă, ceea ce se află sub apă este încă acolo, trauma este acolo, durerea este acolo. Care, și această durere se va cere pansată în permanență. E dificil de spus ce ar trebui să făcut așa la nivel general, dar aș pleca, adică la nivel macro, dar aș pleca cumva de la cuvântul pe care l-ați folosit și anume stigmă. Asta aș pleca cumva de la partea generală, pentru că în zona sănătății mentale este foarte multă stigmă în general. Dar nu, încă societatea nu are această atmosferă că nu merg la terapeut sau la psihiatru, că sunt nebun. Iar în zona dependențelor este o stigmă care are și cumva niște specificități mult mai periculoase, mult mai toxice, și anume vine din zona asta a faptului că se presupune sau se pleacă de la o premisă că dependentul alege. Nu? El alege să consume și de aici toată presiunea asta socială că să nu mai facă asta. Nu? Dacă vrei, poți. Dacă vrei să te lași, te lași. Trebuie să ai voință. Deseori auzim lucrurile astea. Nu? A, domnule, cu voință. Trebuie ăsta nu are voință. Nu? Și de aici se intră în această. Mai e un aspect foarte important în zona asta a dependentelor, și anume implicarea sistemelor juridice. Nu? Și Gabor spune foarte val, și nu Gabor, și nu numai Gabor, Gabor face parte dintr-un curent foarte mare în lumea profesioniștilor, care, cum să spun, atacă ceea ce a fost numit și se numește încă în continuare războiul împotriva drogurilor. Noi această care a pornit de la Reagan încoace și cu convențiile ONU care au pus în ilegalitate toate aceste substanțe din zona drogurilor. Și această presiune a sistemelor juridice a creat cum să spun eu, a alimentat imaginea publică și împreună au creat această, cum să spun eu, bombă atomică în zona adicțiilor, în care e foarte multă presiune polițienească, juridică, morală, de viciu. Da? Adică nu ne uităm la ceea ce, și în fond și la urma urmei, asta spune Gabor cu atâta claritate, în fond și la urma urmei, în spatele tuturor acestor povești avem un om care suferă. Da. El vorbește și în cartea de dinainte și chiar și în cartea asta, el descrie foarte frumos cu mare teoria lui a traumei și a întreaga poveste a traumei. Poate să fie un pic tehnică pentru unii, dar revin și subliniez și din experiența mea și din experiența altor colegi, întâlnirea noastră cu pacienții dependenți este o întâlnire cu un pacient care suferă. Și procesul de recuperare trebuie să fie un proces, că apropo de soluții, nu este un nu pot fi elemente fragmentate, care nu sunt împreună mai multe servicii. Nu-l trimitem la spitalul de psihiatrie, stă o săptămână și avem așteptarea ca el să se vindece. Așa ceva, ăsta e conceptul de boală care nu se potrivește absolut deloc și descrie Gabor cum, de ce nu se potrivește, pentru că plecăm de la premisa că există o vindecare și prin metode medicale, ceea ce este fals. În capitolul 30, de la dușman la prieten, lucrul cu obstacolele în calea vindecării.
Chiar introducerea aș vrea să o comentăm puțin. Spune Gabor Mate, aș vrea să vă pot spune că vindecarea este simplă și se rezumă la practicarea unui anumit exercițiu mental de un anumit număr de ori pe săptămână. Din păcate, căutarea plenitudinii nu se poate reduce la unu sau două, mai spune el în paranteză, 3, 20 sau 50 de practici, modalități de lucru sau abordări. Departe de a fi un demers care se face odată și gata, întoarcerea la noi înșine este un drum pe care îl alegem cu toate suișurile, coborâșurile și aparentele blocaje care vin odată ce urmezi o cale incertă sau chiar îți croiești una nouă. Din experiența mea, nu suntem niciodată atât de aproape de vindecare pe cât sperăm și nici atât de departe pe ea, de ea pe cât ne temem. Gabor are o mare aplecare asupra ființei umane ca întreg. Și asta este din nou un lucru foarte nou în abordările actuale. Și anume, vedeți, el focusează foarte mult asupra faptului că nu este o chestiune a minții sau doar a minții. Sau nu e o chestiune de receptor sau doar a receptorilor. Este o chestiune în care ființa umană în întregitatea sa suferă. Și aici deschide o abordare foarte nouă și în sensul acesta de a lua în considerare corpul, de a lucra cu corpul în terapie, de a înțelege că corpul are o memorie, că în fiecare celulă din ființa noastră este înmagazinată o cantitate imensă de memorie, inclusiv memoria traumei. Da? Adică memoria traumei nu este doar o memorie înmagazinată undeva în niște receptori ai creierului, nu? Este ceva care este înmagazinat în întreaga ființă. Și atunci întreaga ființă trebuie să fie pusă la lucru, să intre într-un proces de recuperare. Da? De asta, cum spune, nu, dacă, chiar dacă am 7 strategii mentale, sau 20 sau 50, ele, și le repet, nu sunt suficiente, pentru că rămân în cap, în minte. Ființa are în corp înmagazinată trauma. Da? Și el are o metodă spectaculoasă, cumva, Compassionate Inquiry, în care lucrează foarte țintit cu traumele din corp. Da? Unde sunt ele localizate, cum să se lucreze, cum să se deblocheze. Adică aduce în, cumva ca și soluție, de aici am pornit de la întrebarea noastră, ca soluție, aduce acest aspect foarte, foarte nou. Și anume, lucrăm cu mintea, dar lucrăm și cu corpul. Lucrăm cu spiritul, lucrăm cu sufletul, lucrăm cu ființa în întreaga sa, cu tot ce are ea, nu doar mental sau medicamentos. În capitolul 31, Iisus în tipi, psihedelice și vindecare. Și îmi place foarte mult motto-ul acestui capitol. Singurul leac pe care îl știu este o ceremonie bună, spune Leslie Marmon Silko în ceremonii. M-aș referi cumva și la experiența pe care ați avut-o cu Gabor Mate și pe care ați și discutat-o în interviul pe care îl ați luat, legat de, să spunem, experiențele acestea șamanice, psihedelice, și cât de important este și, mă rog, automat gândul mă duce la un alt autor foarte drag mie, fac conexiuni între autor și cărți, asta este, la Alan Watts, cu cosmologia voioasă, da? Când vorbește despre importanța psihodelicilor în procesul de vindecare, da? Starea de alterare conștientă a conștiinței, să nu facem confuzia între conștiință și conștiință, că mulți încă o fac. Cum a fost experiența aceasta și mai ales și ceea ce ați discutat în interviul respectiv? A fost
Ce să spun? În primul rând, pentru mine personal, a fost transformatoare, una din experiențele cele mai transformatoare în adevăratul sens al cuvântului. Și apropo de ce spuneam înainte, nu doar o schimbare de înțelegere a vieții sau a lumii, ci o transformare în întreaga ființa mea. Gabor ne-a invitat. A creat un grup de 24 de profesioniști în sănătate mentală, dar nu numai. A fost și o regizoare și un actor în grupul acesta. Și ne-a invitat la un retreat în jungla amazoniană, la un trib Shipibo, care lucrează de mii de ani, de lucrează cu ayahuasca. Este o cultură foarte puternică și foarte cu tradiții foarte vechi și foarte bine păstrate. Și a fost într-adevăr, când am ajuns acolo, în prima ceremonie, șamanii, prima ceremonie pe care o fac ca un fel de diagnostic, în care ne evaluează, dacă vreți. Eu folosesc cuvinte occidentale că n-am altele, dar cuvintele lor nu sunt chiar astea. Dar ne fac un fel de diagnoză într-o primă ceremonie în care să vadă, din punct de vedere energetic, cam pe unde ne aflăm și cam care ar fi pașii pentru mai departe în retreat. E, și în această primă ceremonie, surpriza pe care am trăit-o cu toții, șocul chiar, a fost acela că a doua zi dimineață, în sesiunea de grup de integrare, șamanii au venit foarte. În primul rând, scuze că fac paranteză în paranteză, ei nu sunt, noi îi numim șamani, ei nu sunt. Cuvântul șaman este un cuvânt occidental, Corect. creat și introdus în lumea mare de către Mircea Eliade. Este un lucru foarte frumos. Dar este un termen occidental care nu descrie, de cel mai multe ori descrie vag ceea ce se întâmplă de fapt acolo. Să spunem maestri, îi numesc localnicii. Și când au venit maestri în sesiunea de integrare, mare surpriză a fost că au descris. L-au invitat pe Gabor în față și i-au spus într-un mod foarte direct și cu puține cuvinte că prezența sa în grup este dăunătoare și este dăunătoare datorită faptului că el, să zic, facilitator sau conducător al grupului, are un rol important. Noi ne raportăm într-un fel sau altul la el, dar că în interiorul său el este foarte murdar, foarte încărcat, foarte toxic. Și această toxicitate, această încărcătură murdară a sa este foarte periculoasă pentru lucru cu tot grupul. Și că prezența sa în grup este dăunătoare. Folosesc cuvintele astea pentru că chiar astea au fost folosite de către maestrii și Pibo. Ei sunt foarte direcți și foarte pe față, transparenți. Și că recomandarea este ca el să iasă din grup, să ne lase pe mâna lor, iar el să urmeze o procedură în mod singur. Da. Și l-au extras din grup, l-au dus într-o zona retreat-ului și celelalte 14 zile un maestru a lucrat direct cu el, iar noi am fost separați și am lucrat împreună cu ceilalți șase maestri. A fost foarte dificil pentru că și foarte, cum să spun, impactant, da? În aceeași sesiune, maestrii ne-au spus și tuturor grupului că se întreabă cumva, odată cu extragerea lui Gabor din grup, ne-au făcut foarte clar. Ne-au pus foarte clar în față faptul că și noi, ca profesioniști în sănătate mentală, medici, psihiatri, psihoterapeuți, consilieri, coach, avem în interiorul nostru foarte multă suferință, foarte multă toxicitate
Și până nu curățăm aceste lucruri, este foarte dificil să îi ajutăm pe alții, nu? Cum spuneați mai devreme, dacă noi nu avem, dacă noi nu ne umplem golurile noastre interioare, foarte dificil să putem să oferim altcuiva binețe, să însoțim o altă persoană suferindă într-un proces de recuperare. Este foarte adevărat că de multe ori în tehnicile, de exemplu, eu sunt psihoterapeut psihanalist și ani de zile am făcut o analiză personală pentru a deveni terapeut psihanalist. Diferența este că aceste tehnici de, să zic, autoanaliză sau de analiză sau de terapie personală pe care noi le avem în Occident, sunt limitate. Sunt limitate în sensul în care, dacă vreți, în aceste analize personale, sau cel puțin eu, dar și am văzut la foarte mulți colegi, sunt demersuri de înțelegere. Da? Sunt demersuri de înțelegere cu mintea. Ceea ce aduce nou Gabor, dar Gabor, de fapt, pune în cuvinte o poveste și o istorie foarte veche a omenirii, aceasta a psihedelicelor și a abordărilor tradiționale, cum sunt cele șamanice, iau în considerare ființa umană în întregul său. Da? Ei vorbesc, lucrează cu corpul, spuneam mai devreme, cu memoria corpului, lucrează cu spiritualitate, lucrează cu minte, bineînțeles, dar lucrează cu ele în întregul ființei umane, în ceea ce lucrează cu concepte precum compasiunea, iubirea, lucruri foarte, foarte, foarte neprezente în abordările psihiatre, în abordările occidentale. Noi abordăm cu antidepresive, venim cu medicamente, venim cu concepte precum boală și ne mirăm de ce nu ființa umană nu reușește să meargă într-un proces de recuperare, de vindecare. Da? Și aici, apropo și de psihedelice, cumva asta este marea schimbare pe care psihedelicele o readuc, pentru că ele nu sunt ceva nou în zilele noastre. Ele au fost foarte mult utilizate înainte de anii 70. Asta fac substanțele psihedelice. Unul din lucrurile pe care le fac este să creeze prin aceste stări de alte stări de conștiință decât cele pe care noi le cunoaștem, capacitatea omului de a se uita la sine în întregime. Da? De a se lua în posesie în întreaga sa ființă și nu doar fragment. Da? Abordările din acest moment sunt fragmentate. Și cumva abordarea este fragmentată, ființa umană în durere este per se fragmentată și atunci nu are cum să funcționeze fragmentarea. Nu? Ceea ce Gabor propune, ceea ce psihedelicele fac, sunt abordare holistică a ființei umane ca întreg. Întreg în ființa sa ca întreg și ca întreg în lume. Da? Nu separat de lume, nu separat de ceilalți oameni, nu separat de natură, nu separat de tradiții, dar este o abordare care ne pune împreună, ne pune împreună în interiorul nostru și ne pune împreună cu ceilalți. Cred că abordarea și viziunea aceasta holistică, și am mai spus-o și în alte rânduri, este cel mai important lucru atunci când vorbim despre ființa umană, să nu luăm lucrurile separat, să nu tratăm efectele bolilor, ci să ne ducem și în zona de neprocesare a emoțiilor, în zona aceasta psihosomatică, în zona traumelor și să vedem exact ce s-a întâmplat acolo în istoria de viață și în copilăria fiecăruia dintre noi, și atunci cu siguranță vom înțelege clientul, pacientul mult mai bine când venim cu această viziune holistică. Dragii noștri, așa cum vă spuneam la începutul acestui material video, o mare, mare bucurie și o mare onoare să l-am ca invitat astăzi pe domnul dr. Gabriel Cicu, medic psihiatru, psihoterapeut, psihanalist și de asemenea specialist în adicții. Am vorbit despre Gabor Mate, mitul normalității,
Trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, o carte recent apărută în portofoliul Editurii Herald, în colecția Psihoterapia, o carte, cum spuneam, recent lansată și nu aș exagera cu nimic dacă aș spune că este cartea momentului. În acest moment, acum este cartea momentului și o carte, iată, foarte, foarte așteptată. Bineînțeles, ne-am bucurat și de prezența lui Gabor Mate la București. Așadar, încă o dată, mulțumiri, domnul dr. Gabriel Cicu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare, o zi plină de bucurie, empatie, compasiune față de voi înșine și față de cei din jur și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!